Așadar, bună ziua, Radu, bună dimineața, Daniel. Bună ziua, bine ai venit la Prof Online. Îți știu, îmi spuneai mai devreme că mai venit și altă dată. Eu nu am spus, țin minte atâția care ajung aici. Mă bucur că ai ajuns la Prof Online. S-a zis că am avut o trăsărică, primesc din Bârlad. Era că trebuie să închid telefonul. Cam așa sunt stare, involuntară, pur și simplu mi se produce. Reacția asta împotriva celor din Bârlad, pentru că, sau Vaslui și așa mai departe, pentru că așa nenorocire care s-a bătut asupra mea mă face să fiu foarte tulburat și foarte greu să mă gândesc să-mi revin. Adică nu pot să-mi revin, ce mai e, asta e. Totuși, ai ajuns aici, ești un tânăr, vrei să faci apicultură, te-ai trezit la un moment dat într-o situație de asta, că am înțeles că vii cu cumnata al tău acum, nu? Acum vreo 3 ani, așa, chiar atunci proaspăt era după în cazul meu. Și tu vrei să încerci să înțelegi mai ales tehnologia asta, că tu ai niște familii de albine, am înțeles vreo 20, nu? Pe vechea tehnologie, să te prăbim. Așa. Cu două caturi, nu? Da. Bun. Vezi? Și eu m-am ocupat și pe acelea, mă livesc pe acelea pe acolo. Au fost la vagoane. Acum le mai folosesc la mulțire, dar sunt complet dezorientat. Nu am nicio încredere, pentru că m-am obișnuit cu noua tehnologie. Și am să-ți prezint acum la rece, după ce mergem pe stup, la rece, să spunea că ai intrat pe internet, știi toate bine, știi exact cum am propus prețul acela pentru fiecare 3 în 1 vrei să iei tu acum, da? Ei bine, uite, de fapt suntem în momentul acesta cu biostupul, ultima generație. Ce înseamnă ultima generație? Inițial am plecat pe varianta vagonului. Și cei la vagon nu aveau posibilitatea să poată folosi buzunărelul. Și tot se întrebau, dar asta de pe 2013 mă chinu ideea. Tot se întrebau, domn profesor, și totul la vagon, deci să nu beneficiem și noi de biostupul dumneavoastră. Găsiți o soluție, găsiți o idee. Mi-am inteles că eram la Timișoara, la Gironda, acolo la târgul ăsta, la Picol. Și unde am fost găzduit, respectiv avea un vagon. Și spuneam, uite ce porcăria mea, ce cutii, aiurea, ce... Mi-aș dori să fie biostupul, să am posibilitatea să trimit albina din spate, din buzunărel, ca familia ajutătoare, în moment de cules mai ales, să o trimit aici, la treabă. Deci, pentru că știm foarte bine. Ca să tu ai răbdare un pic să-ți povestesc câte ceva, să știi așa, că la un kilogram de albină, înseamnă 3 rame full cu albină, 8.000 au, înseamnă 10.000 de indivizi în cele 3 rame, pe cele 3 rame, 8.000 au treabă în familie, iar numai 2.000 se duc la câmp. Și atent ce s-a spus, 2.000 se duc la câmp. Acele 2.000, dacă reușesc să aducă cu greu necesarul familiei respectiv. Dacă însă astfel de 5 nuclee le-am uni și am face un singur stup cu o cantitate de 5 kg de albină, care însemna 50.000 de indivizi, da? În ideea că am luat mărcile, le-am dat deoparte, și le-am unificat. Deci unul singur abia reușește să-și acopere nevoile. Acum, făcând 50.000 de indivizi, ar trebui ca 40.000 să aibă treabă în stup și să ducă 5 ori 2, 10.000 la câmp. Ia să vezi că se ducă la câmp. Doar 20.000 acoperi toate nevoile și se duc 30.000 la câmp. Deci de 3 ori mai mult. Astea de 3 ori mai mult înseamnă că sunt șanse foarte mari să aduc cantitate mare. De unde cele 5 izolate nu făceau nimic,
Nu stăteau nicio lingură de miere, ba mai mult, zisul de a muri de foame. Iată că unificate și făcând o familie puternică, reușesc să ai și producții. Ai producții, fără discuții. Da? Pe ideea asta, exploatând și știind, este în teoria apicolă, biosupul îmi oferă o șansă imensă. Pentru că aici în spate, noi avem o familie, îți spuneam, pe 5-6 rame de puiet. Ea a lucrat liniștit pe rampa asta de zbor. Pentru că pe grivă se află deja, diafragma cu 4 ochiuri. Și este izolată familia asta, adică își vede de treabă liniștit. Da? Ochiurile sunt închise, toată povestea este așa fel încât ea să fie independent acolo, să lucreze de una singură. Aici în față, eu merg pe ideea pe care o ai tu acum. Aici în față o să punem o diafragmă, o să dăm în două, nu? Pe o parte va lucra familia asta de aici, da? Și pe partea asta altă, familia din partea asta. Deci tu ești venit acum să iei trei familii într-un biostup, așa, cu cei ce ți-am spus mânci, din schimb liniștit, că spuneai mai devreme așa din fugă că ai tu niște... Am niște răutăți. Niște răutăți. Ce problemă. Băi, îți vedem. Tinerii apicultori, când au câteva astfel de familie, se descurajează pentru că te așezi, uite cum ești tu îmbrăcat, că sunt, da, tot te rup. Băi, stau prin jurul tău câte 30, 40, 50 de albine și nu renunță. Continuă te buzești. Stai cu roiul după tine. Da? Cu roi stai. O să vezi familiile pe care le-am eu datorită acestei munci de multă vreme, mergând pe varianta de schimb liniștit, ele sunt foarte potolite, foarte liniștiți, văd de treaba lor. Poți bagi mâna printre ele. Nu, numai nu am familie, am și eu. Ai și tu de acestea. Sperți? Da, da. Răutăți, câteva răutăți am văzut. Le schimb mâncile. Vedem ce-ți fac eu. Sigura? Păi n-ai alte ieșiri. Le gâtui pe alea, pur și simplu. Strângi din dinți și le omorât. Îți harnice. Nu! Îți deștepte ele, fac ele treabă. Da, da, da. Rele decât cât cuprinde. Una din calitățile pe care trebuie să aibă o familie de albine este și asta. Să fie o familie mai puțin agresivă sau, dacă se poate, foarte potolită. Pentru că te încurajează, lucrezi altfel, ești deconectat. Este lucru... Te odihnești lucrând într-o familie de aceea care nu e agresivă. Așa, da. Deci vom pune diafragma aici. Vom avea stânga-dreapta. Venind după ce ne-am găsit la poartă, m-am gândit să-ți fac o surpriză plăcută. Una dintre familii îi prindem matca, o băgăm în bigul de o matcă împerecheată, o luăm de roi, ca să te convii. Facem transparent totul. Noi acum povestim ce vom face, povestim teoretic ca să vezi concret practic. Și vom avea și niște boci, tot din schimb liniștit, încât tu, odată ajuns acolo acasă, după o zi, lăsând matca asta în bigudiu, iei bocile, li bocile iei foarte repede, ca să îi dai sentimentul că e fain, știi? Cum ajungi? Și bagi bocile în locurile care le-ai tu, în nucleul acela, în alte nuclee, faci câteva nuclee, dacă sunt 3, 4, 5 boci, nu știu câte lucrurile, vom vedea. Sigur, ai pornit și niște nuclee. Nu stai pe gânduri. Iar matca, văzându-se ea, albina, că nu are matcă, nu va mai pune nicio problemă și aceasta va fi foarte repede acceptată, da? Celelalte două, dacă nu au sănătate, dacă nu au boci, își văd de treaba lor, îi liniște și pace. Da? Ei, acum, care va fi proiectul tău când ajungi acasă? După ce ți-am spus, îți iei bocile și îți faci treaba? Asta care-i cu matca în bigodiu, o iei cu trei rame, cu puiet. O mai las. Ceva de... Și o mai lași o zi în bigodiu. O zi, atât o mai lași. Dus într-un stup, într-un nucleu.
Iar celelalte rame, împreună cu matca de aici, bage, imediat după ce scoți diafragma, pui o ramă cu hrană aici, în margine, o zrelește un pic, ca ele să-și aibă treabă, este ca un zid. Nu ai treabă cum este. Noi vorbim de aici. Acum acolo e treaba independentă. Da? Ei bine, ai pus rama aceea cu hrană, ai zdrelit-o pe o parte și pe alta. Albina de aici, nebunită din mirosul din miere, se va cățăra pe ramă și pe stânga și pe dreapta. Ea neavând matcă în partea asta, nu se întâmplă nimic și se uniformizează și e dat drumul la treabă și a făcut treaba complet. Lângă rama asta care o pui cu miere, o lipești de familia asta de aici, de bază, și până vii cu o foaie. Ca să fie un zid. Până una alta, așa, până una alta, albina care este în partea asta, două, trei rame care le lași tu cu cuiet, va trebui să treacă peste zidul ăla și faci așa, sens, pui rama cu mâncare aici, pui foaia, pui una din rame și până iar o foaie, ca asta să fie o ramă prinsă între două foi. De ce? Să fie izolată și să nu cumva să albina aici, deci eu sunt foarte frământat de ideea ca nu cumva albina de aici, mirosul de matcă al ei să se păstreze, dar tu ai avut grijă și luat-o și ai plecat deoparte, tot ce spun eu faci după o zi. Deci ai mutat bocile, ți-ai tăiat toate bocile, ai luat matca de acolo și după o zi faci mișcarea asta. Ai luat diafragma din mijloc, ai făcut toată chestia asta. Ia, așa, ia în 6 ore, 6, 8, 10 ore. Așa faci. Da, da, da. Matca cu 3, 2 rame, 3 rame. Și urmează mâine să faci operația, mâine după amiază să faci operația de care am povestit-o. Cu foi băgate, nu știu ce. Izolezi una din rame. Iau 3 rame cu matca, le bag într-un loc eu. Da. Bag ramă cu mâncare, un foaie. O ramă dintre astea, ramă una, două, ca ți-a rămas. Un foaie și restul. Și completezi și cu asta ți-ai văzut de treabă. Deci asta. Încet, încet și... Nu mai e treabă, că el se așează. Se așează, iau ramă cu mâncare de aici, eu pun o mașină și se ori. Și foile acelea nu apar una lângă alta, ci foile bagi una prin mijloc. Deci, așa fel încât să alternezi, să nu fie două foi lângă, una lângă alta. Da? Știi povestea. Bun. Ca să fie curaj la treabă. Așa că vezi un zid de asta de două foi, te descurajezi că vezi așa la treabă. Bun. Și acum, ăsta va fi plin cu albină, cât de repede. Maxim 3-4 zile va fi full cu albine. Și tu, în clipa asta, după aceea vei pune caturile, dacă vezi la cealaltă familie, că a început activitatea și lasă, bine, trebuie să înceapă. Deci începe teiul să dea. Noi așteptăm în câteva zile, teiul să înceapă să dea. La păduri. La păduri vorbim, nu te-ai izolat. Da. Te-ai izolat o florină. Da. Da. Așa. Și când începe să dea teiul, începe activitatea. Și atunci pui caturile. Deci nu pui caturile înainte, că te pui de pomană. Da? Pui foile pe rame, sârmezi, tot faci toată treaba și dai la început drumul la un singur cat. Un singur cat. Cel de-al doilea, îi pus folie peste el și îl lași fără rame. În momentul în care dai drumul și la cel de-al doilea cat, o faci numai după ce ai sesizat că s-a urcat albina aici sus. Deja am saturat de crescute. Și nu, crescute și în același timp, dacă e albină și e crescută, i-a și băgat nectar. Da? De ce? Nu, am și clădite. Ai și clădite? Azi unele mai mici, care le merge cu 12. Am înțeles, dar dacă e tot jumătate. Da? Dar tot jumătate, da? Păi ești buier. Că în clipa asta ai putut alternezi peste. După ce o unific, poți să-i pun și cată. Am înțeles, am înțeles. Și pui alternând, știi, foile care pui. După care, după ce ai văzut că totul s-a crescut jos, îl ridici pe ăsta deasupra, bagi pe ăsta la altul gol, poți filma cu foi. În plin cules, băi, le-ai nebunit. Am făcut procedura asta. Le știi, da? Bravo. Gata, ești în... La 20 familii nu plăduc nicio o cată.
Da. Deci, numai foi. Da, e clar. Ești în da. Mână, cum se spune, da? Bun. Toată povestea asta, de care vorbesc eu când ai pus catul și a început secreția din nectar, face așa. Pentru familia asta care a lucrat, e treaba ei, 3-4 zile, 5, cât s-a întâmplat până la secreție, și odată faci, pac! Și ai deschis o pasta care a fost închisă. Fărică, că acum e momentul foarte tare. Uitați de like și share. Apropo de prietenii mei care sunt frământați și dau așa ceva. Deci, era închis. Albina pe cele din compartimentul din față a lucrat pe cele două rămi de zbor. Ba mai mult a lucrat și pe asta. Colectorul după mine acolo nu mai și aici, nu? Nu, pui și aici, nu pui și pe aici, că nu e problemă. Și pune nu pe aici. Nu, nu, pardon, scuze. Deci, ăsta este strâns, da? Da. Asta este. Ăla este posibil să fie câte vreme n-a închis. Câte vreme a lucrat independent, colectorul de polen este perfect aici. Nu e perfect, îți pic în polenul aici. Nu. Astea două alea. Astea două. Perfect, corect. Și acum, hai să mă întorc la poveste. Și observații da. Sunt perfecte. Deci, mă uitam de unde e asta. Așa este. Deci polenul de aici, ăsta stă de aici. Sunt mutii pe astea două. Exact. Deci, practic, tu închizi pe ăsta, stai de așa, e definitiv închis ăsta. Da? Definitiv, pentru că, în situațiile în care, sau nu-i pui, nu-i pui colector. Ăsta două. Excelent. Ca ea să aibă spațiu, sigur. Da. Și putem colecta și polenul. Și o parte din albină care va intra pe aici, îți dai seama că familia are nevoie și ea de polen. Noi colectăm pe cele două guri. Da? Pe cele două guri colectăm polen. Și acum, spuneam, intercalezi, l-ai băgat pe ăla și ai făcut treaba, da? Ei bine, simpla închidere a rămpii de zbor pentru familia asta și trimiterea ei prin față, înseamnă toată albina călătoare iese. Și când se întoarce, nu mai stă aici, multă pică aici, da? O parte mai pică și pe aici, dar e bine că pică și acolo, pentru că și aia din spate are și ea nevoie de toate alea. Da, apă, polen, etc. În final, varianta asta crește producția cu cel puțin 30%. Nu exagerez, pentru că tu deodată ai băgat peste albina care este aici, ai băgat un surplus. Dar ai văzut ce se întâmplă. Când bagi o anumită cantitate peste cealaltă, este în progresie geometrică. Deci lucrurile sunt foarte importante. Deci așa toată îți duce numai la câmp. Deci ai băgat chinej, ai treaba făcută. Ai o treabă perfectă. Deci vezi, Daniel, suntem în etapa în care biostucul a căpătat spune formă maximă de utilitate, chiar și acesta care este staționar, după ideea de la biostucul din vagon, am ajuns la concluzia că asta este performanță maximă, că nu te străduie să iei adamele cu puie, să le bagi pe ei, să te deranjezi familia. Pac, ai închis-o, te deschis-o pe asta. După două zile, așa, am închis îi dai drumul, nu, mă, că nu vrei să faci chestia asta, să nu vrei să le învăț. Ele știu toate să ducă pe acolo. Din contră. Două zile ca să învețe, să învețe. Mă, nu lasă-le pe toată perioada asta. Daniel, știi de ce? Pentru că ele, ălea care au ieșit la câmp, nu sunt încântate să-i trimiți pe aici. Ele știu să ducă pe acolo. Vei vedea că o perioadă de timp, astea vor bate aici o zi, două ori, da? Dar tu îl deschizi pe ăsta și e foarte aproape. Și le bagi tot în familia ta. Da? Deci bagi pe două guri. O gură este albina aceea care stia pe acolo și vine și îl bate acolo și păi băgat-o pe aici. Și cealaltă gură, albina care o scoți. De ce? Nu-i lași nimic, mă. Nu-i lași, că prin fundul antibaroas face mirosul. Da? Dar albina care iese când vine, niciodată o albina care vine cu greutate, nu-i refuzată, mă. Nu-i refuzată, că vine aduce, nu vine la furat. Băi, dacă ar învăța politicienii ăștia câte ceva de la albină, nu s-ar gândi numai la furat, mă. Ar mai vine să aducă și ceva pentru țara asta, pentru oamenii ăștia care sunt
și așteaptă în fiecare zi. Noi le-am dat votul acum, știi cu ce gând? Că poate, poate și-o reveni. Nici vorba. Nici vorba. Mergem mai departe. Hai din coace acum. Exact biostucul ăsta care ți l-am prezentat acum la rece, ăla am în primul acolo. Și acum ți-l prezint în varianta asta în care l-am dus până la urmă. El este rezolvat. Ăsta va merge spre tine. Trebuie să înțelegi așa. E în spate aici. Lucrarea e făcută. Dar eu trebuie să-ți arăt ție. Adică tu nu poți să iei ceva fără să știi ce iei. Mai ales că ești inițiat, nu? Și eu, chiar și cu cei care nu știu nimic, tot mă strădui și dar băi, băieți, eu știu ce e făcut așa, trebuie făcut așa. Mă, cu cât mai transparent, cât mai corect, cu atât mai bine. Da? Ei, și acum să le explic. Acesta e pregătit din spate. Ce am făcut lui? I-am adus niște puieți de undeva, pe care eu l-am luat deja de vreo câteva zile. El era în panică totală. Era imaturizat, cum se observă, da? Gata de ecluzionare. Și am fost convins că suferința lui era destul de mare. Faptul că acolo nu a avut matcă, el abia aștepta ca să întâlnească o matcă. Și asta au avut aici. Deci n-am riscat ca să viu. Când vrei să ajuți o familie de albine, trebuie să vii cu s-o faci, cu puiet, să zic așa, gata de ecluzionare, dar să nu fie albină pe el, mai bine o scuturi acolo de unde o iei. O perii frumos, ca nu cum, da, să nu se duce albina, să se lipească de pe acolo, așa, larvi dacă sunt, și așa mai departe. Și tu faci chestia asta, pentru că nu cumva câteva 7-80 albine care sunt aici, să se atace matca, da? Imposibil așa, am împățit-o. Și atunci tu, mai ales că vii din altă parte, dacă însă ai făcut mișcare următoare, ai luat cu câteva zile în urmă, câte o ramă de aici, câte o ramă de aici, așa, și le-ai izolat într-o parte, iar acestea n-au matcă, ele au starea de panică în suflet strecurată, ele vor neapărat să se întâmple să dea peste matcă. Și atunci vii chiar cu albină pe ea. Eu am venit cu albină pe ele. Da. Fără să am nici stres. Ați venit cu toate ramele? Nu cu toate ramele. Ah. Erau patru ale cuibului, da. Da? Și am venit cu două din altă parte, cu tot cu albină. N-am scuturat, n-am periat. Eu mi-am permis să fac chestia asta pentru că nu am avut nimic. Băi, acum și eu curios, s-o agățat de matcă sau nu? Eu sper că nu s-o agățat. Deci ce calcul teoretic al meu? Faptul că am reușit, astea rame au fost două izolate și au fost cele două rame cu albina care era pe ea și cu panică în sufletul ei, ce mă fac, n-avem matcă. Eu sper să o fi acceptat fără comentarii. Acum m-am gândit și la următorul lucru. Asta are nevoie de doică. Trebuie să fim cu niște rame care sunt gata de ecluzionare, ca să poată să-și dea drumul, nu? Să aibă forță. Bine. Și acum mergem mai departe să vedem ce face matca asta. Că te interesează matca. Ți-am zis că astea două rame nu sunt ale ei. Da. Așa. Să vedem ce calitate are matca asta. Este o matcă prolifică, a început cu ou, noi ne dăm seama de valoarea unui măr după ce vedem puietul pe care l-a făcut ea, da? Așa. Deci o să luăm cu grijă. Știi bine, cu cât ești mai atent și nu bruschezi, cu atât mai bine, scapi din țepături. Este clar că e o matcă puternică. Acum, știi cum să face treaba asta? Dinspre interior, spre exterior. Da? Deci așa pune puietul. Dinspre interior, spre exterior. Așa.
și pe stânga și pe dreapta, ea a început larvele ei, toată activitatea ei, da? Da, 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 vezi, larvele. Până pe margine sunt ouăle acum. Așa, 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 așa. Perfect. Uite-te și în zare, vezi ouăle acolo. Ei, na, ești unul care, dacă ai 20 de familie, știi exact la ce. Da, da. Bun. Mergem mai departe. Acum, rama următoare. El trebuie să spun aici că a fost în faza în care l-am avut la început. Am pus o diafragmă aici și pe gâtul ăsta de piet, cum de fapt o să vezi mai încolo, că sunt de astea. Uite cum e asta, vezi? Da. Este o diafragmă aici și aici am împeregat o matcă. Un nucleu. Iar în partea asta e de regulă matca de bătrână. Bătrâna care am sesizat-o în schimb liniștit, am retras-o un pic să văd dacă ea continuă. Așa am procedat eu. Da? Perfect, perfect. Și am două măci împerecheate acum. Una din partea asta împerecheată, una... O aștept. Da. Da. Deci vezi? Și atunci pun, mai pun rami, mai ajut cu așa, așa, așa. După aia o iau una din ea și... Și ai dat drumul. Gata. Deci pe rami am bătut aici. Da, 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 da. Îți furnizează și puie și așa mai departe. Da. Uite, mă, că de lejer se mișcă marca. Tu știi ce înseamnă marca tânără, da, nu? Da. Are altă forță, altă vitalitate, altfel se așează, nu? Da. Deci asta este matcă, din schimb liniștit. Și ea își-a bătut toată zona asta, stânga-dreapta. Totul e full cu puiet. Dar uite-te, te rog, este, da. Sunt ouă bătute. Unde, unde, tot peste tot unde, da? Așa, peste tot unde vezi că e, nu-i nectar și gol, e bătut de matcă. Se mișcă lejer, e respectată, cu toate că am venit cu albină. Vezi? Este o dovadă clară că dacă stai un pic și analizezi și formulezi bine ideea, nu greșești cu nimic. Chit că am venit cu astea două, cu puiet gata de clozinare, dar și cu albină. N-am dat toată albina jos, așa, nimic. Ea n-a fost înjenită. N-a fost înjenită pentru că albina abia aștepta să vină. Aici am băgat o foaie în nucleul respectiv. Așa a fost o foaie. Foaie care a fost bătută cu puiet. Vezi ce face biostupul? Biostupul face chestia asta, merită de remarcat. Ultima celulă este tot de albină. Da? Comparație cu ce se întâmplă cu... Dacă n-ai pui... De ce spun? Și punem foile la crescut doar în perioada de înflorire a pomilor. De ce? Acolo sunt în dezvoltare și n-au interes pentru creșterea masculilor. Altfel, strică câte o jumătate de foaie pe stânga și pe dreapta. E, știi bine, da? Nu povestesc, nu-s nouătăți. Așa. Și acum, să o vedem și pe asta, ultima. Asta e lucrarea măcii. Se vede că pe asta s-a apucat mai devreme. Da? Vezi că este mai mare zona pe care eu a bătut-o. Lucrează frumos. Deci suntem încântați. Este o matcă valoroasă. Ea așa va arăta potențialul maxim anul următor. De regulă, în primul an este ca, știi bine, o văcuță că în primul an, până se așează, până că așa, trece un pic de timp. Da, albina asta care va fi acum, care va ecloziona din astea două rame, e gata, în două, trei zile vei vedea că e tot tineretul a ieșit. Este doica de care avea nevoie. Pentru că doica, ea altfel este albină bătrână în rest. Da? Și ea i-a tras din greu ca să facă astea patru rame cu puiet. Din greu, pentru că secreția dreptușor de marca a fost mai mică. Bătrânele n-au... Optimul va avea cine? Ăsta de aici, tineretul. Așa, în primele zile, până 7-8 zile, au secreție maximă. De aceea ea va primi un ajutor substanțial de la
Am întâlnit familii nuclei de stan care s-o perechea matca, albină puțină, și când s-a văzut depășită datorită necesităților mari grătișori, singura reacție este să strângă matca, să interzică să mai ouă. Făcut o ghem. Avem undeva puse deja astfel de... Avem o astfel de problemă. Deci ăsta este cel din spate, da? Bun. Acum. Așa, să-l așezăm pe ăla. Eu aici am avut trei. Am împărțit în trei în față. Deci acest... Biostupul acesta, practic, este folosit ca mulțitor. Două rame aici, scos pe gâtul de piet, patru în spate, patru am avut. Că aici, undeva, am avut și rampa, și stupul ăsta, văd că nu i-a mai făcut Viorel, îmi pare rău că îl descoper acum, sunt surprins că nu i-a mai făcut încă o fantă, un pentru diafragmă. Băieții care au lucrat acolo nu au realizat că trebuie trei. Acum văd și eu. Asta o am aici, vezi? Și nu am mai făcut diafragma aici. Verele, mă auzi? Vezi filmul ăsta? Trebuie să vii să, cu scula aceea care ai tu să-mi faci canalul acela. Punem lucruri pe nume. La prima strigare, cum se zice, trebuie să recunosc, să vedem asta. Aici am canalul. Da. Este și ăla din mijloc. Cu o neatenție și care... Iată, e o problemă. Ăsta este din mijloc. Da. Și acum să ne continuăm povestea. Dar observația e făcută în direct. Nu m-am stâzenit să nu atrag atenția la fiecare moment de așa trebuie spus. Și nu mi-am mai făcut asta. Când s-a dat seama că s-a strecurat greșeala asta, are freza aceea cu care vine și de sus până jos îi trage câte un canal și rezolvă problema. Așadar, mă întorc. Să le invit să vină cât mai repede. Eu spun pe cea dreaptă, că așa trebuie spus. Știi ce? Sunt cel care conduc acest proiect și pe mine mă interesează reușita la în fiecare moment. Iar câteva chestii de astea înseamnă că îmi dau peste cap proiectul. Când am spus că pe ăsta l-am folosit ca mulțitor, eu am avut posibilitatea să bag canalul, să bag aici diafragma. L-am schimbat între timp, că vezi că sunt cu două, trei rampi de zbor, acela din față, este modelul nou venit. Dar eu scăpat chestia asta. În celălalt care l-am, am posibilitatea să bag diafragma și aici. Și acum să mă întorc. Ce-i cu ăsta? Aici am mătuța. Vreau să o vedem. Vedem exact. E așa cum a fost împerecheată. E pe poartă. Ai văzut-o deja? Da, da. În dreapta dumneavoastră. Pe margine. Chiar da, pe margine. Trece acolo. Vreau să o și vedem concret. Da. Se vede, nu? E o matcă din nou tânără, valoroasă, care a bătut perfect zona asta, da? Și pe o parte și pe alta, da? Și pe o parte și pe alta. Și acum, noi o să schimbăm diafragma ca poziție, nu la 4 rame, ci la... Să o băgăm la mijloc ca să fie la 6 rame, ca să formăm tot nucleul cum trebuie. Și aici mi-a rămas să mă întoarcesc că eu am făcut transvazarea ieri, pe asta.
Dar n-am sezizat, abia acum am sezizat. Și de-aia spuneam eu că am niște boci care sunt coapte, gata de cuzinare. Uite, vezi pe asta? Asta e rapid. Nu mai durează decât până ajungi la burlan. Da? Și astea de aici. Pe care le decupez foarte ușor, că nu sunt gemene, nu sunt, da? Le decupat și se replantez unde vrei tu. Deci aici vreau să văd 3-4 boci. 3 pe o parte, una pe aici, 4 boci. Ele sunt niștite pentru că au nădejde din boțile astea. Ce vom face noi? Punem diafragmă, ies din dacă aici am ceva. Am una în creștere. Mai este și acolo. Mai este și acolo, da? Da. Da, da. Deci, astea sunt bocile pe care tu le vei lua și le vei avea la dispoziție pentru a se rezolva problemele tale. De acum, facem așa. Uite cum facem. Mișcăm pasta încoace. Scoatem diafragma de aici. Și o dăm la mijloc. Ca să ne putem începe construcția pentru cele două nuclei, nu? Așa. Și spuneam că matca din nucleu care îl urmează să-l aducem aici, o să băgăm bigudiu, că dacă ea rămâne aici, imediat boțile cele dispar. O să băgăm pe asta aici în bigudiu, ca să se rămână asta vedem și o care am mătrit de aici. Deci vedem cam care calitatea mătrit din partea asta. Deci o matcă ne dăm seama de valoarea ei după ce vedem puietul. Da? Puietul căpăcit. Și mă ducem și pe asta, ai văzut-o spia chiar aici. Așa. Și aici o să gândim în felul următor. Punem asta în folia. Căutăm un nucleu urgent. Vedem dacă matca este interesată. O știu foarte bine că nu mă apropie. Trebuie să rezolvăm cu marca care acum o prindem și o punem în bigudiu. Să punem folia asta la mijloc. Dar trebuie să caut o bucată de folie mai bună ca și spate. Și dăm bătaie de dai punem pe după aceea o chestie. O punem pe mijloc și punem o... O petecim, cum să zicem. Așa, așa. Punem și pescaut câteva planete. Să rămân puțin diferență pe aici.